Bun, hai să vedem la cât asta cu cifrul. Îmi place că e travel suitable. Nu, hai să încep sincer. Îmi place că e negru. Apoi, e travel suitable, gun case secure, individual combination, luggage secure, adică poate fi pus practic cam pe orice bagaj. E aprobat de TSA, e entitatea asta care se ocupă cu siguranța în aeroport. În aeroporturi e important ca lacătele care sunt puse pe bagaje să poată fi deschise de agenții de pază, de securitate, cu o cheie specială. Și lăcățelul ăsta are acolo lăcașul pentru cheia respectivă. Hai să vedem un pic dacă se schimbă ușor combinația și cum se comportă. În ambalaj nu e nimic altceva decât lacătul și cartonul. Oare cum se deschide? Am avut un moment de om special. Ca să-l deschidem, trebuie să îl facem, să ridicăm urechiușa în sus. Apoi, teoretic, momentan el e cu codul 000. Dacă îi schimbăm codul, nu se mai deschide. Hai să-l punem înapoi pe 0, 0, 0. Se deschide. Na bun. În general, lăcățelele astea, ca să-i schimbi codul, trebuie să găsești poziția în care urechea intră la 90 de grade înăuntru și cu ea apăsată să punem codul dorit. Hai să punem codul 777 ca la baterii. Am pus 777. Iar acum să vedem dacă punem înapoi 777. Se deschide. Bun, excelent. Lăcățelul e super, super ușor. Nu știu exact din ce material e făcut, dar vedem acum. Nu zice pe niciunde. Ideea este că avem o combinație de 3 cifre pentru cod. E compatibil, cum am zis, atât pentru bagaje în aeroport, cât și pentru cutiile de transport ale replicilor. Și e super ușor. Cam atât despre lacăt. Ce poate fi mai mult despre un lacăt?